Tot într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, cum se cade a asculta la citirea Sfintelor Cărți, cu ce nevoință a citi și a lua aminte. Zisa fericitul Ioan Gură de Aur, când vei ședea tu la citirea dumnezeieștilor cuvinte, mai întâi să te rogi lui Dumnezeu ca să-ți deschidă ochii inimii, ca numai să citești cele scrise, ci să și le faci, că nu spre păcat să citești cuvintele și viețile Sfinților. Și iarăși, când vei citi cu multă sâmbâință să citești cuvintele cu din adinsul și cu toată inima, și să nu te grăbești numai a întoarce filele. Deci este ție trebuind să nu te renevii, ci de două ori și de trei ori să citești cuvintele și chiar de mai multe ori, ca să înțelegi puterea lor. Iar când vei voi să citești sau să asculți pe altul ce citește, apoi să te rogi lui Dumnezeu, așa zicând: Doamne Iisuse Hristoase, deschide mie ochii inimii ca să ascult cuvântul Tău și să-L înțeleg pe El și să fac voia Ta, că străin sunt eu pe pământ, să nu ascunzi pe mine poruncile Tale, ci să-mi descoperi ochii ca să văd minunile din legea Ta. Arată mie cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale. Spre Tine nădăjduiesc, Dumnezeul meu, ca să luminezi mintea și gândul cu lumina înțelegerii Tale, ca nu numai să citesc cele scrise, ci să și le fac. Ca nu spre păcat să citesc viețile și cuvintele Sfinților, ci spre înnoire și spre luminare, spre sfințire, spre mântuirea sufletului și spre moștenirea vieții veșnice. Că Tu ești luminarea celor ce zac într-un întuneric și de la Tine este toată darea cea bună și tot darul Tău cel desăvârșit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.